Salutare dragilor, bine ați venit la un nou video. Facem astăzi un top 5 cele mai frecvente întrebări despre Shopify pe care le-am primit de la voi în ultima vreme. Cei drept au fost foarte multe, așa că am zis să fac un top 5, să răspundem o dată pentru totdeauna la întrebările astea și să fie toată lumea lămurită. Așa cum știți, în viitor urmează să facem o întreagă serie despre Shopify, lucrăm la treaba asta. Ca și un disclaimer, vreau să vă spun de pe acum că aceste tutoriale care vor apărea pe viitor nu vor fi o metodă concretă de a face bani, vă vom expune doar cum am ales noi să configurăm magazinul, ce metode de promovare am ales să folosim, cât am investit în promovare, dacă merge sau nu și așa mai departe. Încă o dată, nu încercăm să vă oferim o metodă 100% sigură și să vă spunem așa o să faceți bani. Nu încercăm să facem chestia asta, nu este o metodă garantată, la unii poate să meargă, la unii poate să nu, așa că nu va fi niciun fel de garanție în acest sens. Acestea fiind spuse, hai să-i dăm drumul cu top 5-ul. Prima întrebare care am primit-o de la o grămadă de oameni a fost dacă avem nevoie de o firmă sau de un PFA pentru treaba asta. Ca orice business, evident, ai nevoie de o formă juridică pentru asta, fie el PFA sau SRL. Evident, părerile sunt împărțite, la fel și taxele și impozitele. În momentul în care alegi să faci un SRL, banii nu vor fi niciodată ai tăi. Banii câștigați, practic, vor fi banii firmei, iar tu te vei putea folosi de ei doar dacă vei fi salariat la firma în cauză sau dacă vei scoate dividende la final de an. În momentul în care alegi să fii salariat, evident, va trebui să plătești și niște taxe către stat, cum ar fi asigurări, pensii, impozite pe salariul ăla și așa mai departe. Pe partea de PFA, dacă alegi să faci chestia asta, evident, toți banii vor fi ai tăi, deci practic toți banii care intră în cont sunt ai tăi și te poți folosi de ei, însă vei plăti niște impozite ceva mai mari la stat. O altă întrebare care a venit de la voi a fost dacă putem să facem dropshipping în România și ce acte ar fi necesare pentru treaba asta, contabilitate și așa mai departe. Foarte pe scurt, se poate face dropshipping în România fără niciun fel de problemă. Evident, aveți nevoie de contabil, vor fi facturi de registrat și așa mai departe. Ca și idee, businessul ăsta de dropshipping funcționează ca orice business bazat pe stocuri, doar că nu vei avea un stoc fizic de care să dispui în momentul în care cineva face comenzi. Pur și simplu, stocul tău va fi întotdeauna zero, pentru că vei avea produsul întotdeauna livrat direct către client de către furnizor. Practic, tu vei avea facturi de intrări și ieșiri în contabilitate, doar că stocul tău va fi întotdeauna zero. A treia întrebare a fost ceva de genul: AliExpress a crescut foarte mult în ultimii ani și de ce ar mai cumpăra lumea de la mine de pe site când ar putea să intre direct pe AliExpress? Într-adevăr, AliExpress s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, oamenii au aflat de AliExpress, o parte din oameni preferă să comande pe AliExpress, o altă mare parte preferă să comande de pe astfel de site-uri gen platforma de Shopify, pentru simplu fapt că le oferă o mai mare încredere. Oamenii nu știu neapărat că produsul vine tot din China. În momentul în care ei comandă ceva din China, trăiesc cu impresia că va dura foarte mult până va ajunge produsul, poate produsul nu va ajunge deloc, poate mai există alte costuri ascunse, gen taxe de vamă și așa mai departe, și atunci preferă să comande de pe astfel de site-uri. În funcție de țara în care alegeți să faceți acest business, variază și timpul de livrare. De exemplu, pentru Statele Unite, din China produsele ajung cam între 10 și 20 de zile, ceea ce este un termen destul de rezonabil pentru un client și el este dispus să aștepte termenul ăsta, având în vedere că știe că va primi produsul cu siguranță la finalul așteptării. Altă întrebare foarte interesantă care a venit de la foarte multă lume a fost: cum iau legătura cu chinezul? Ei, aici este cea mai mare nelămurie, cred că, a tuturor. Cu chinezul, efectiv, noi nu luăm legătura, nu schimbăm mail-uri, nu ne auzim la telefon, nu se întâmplă nimic de genul ăsta. Shopify are o aplicație care se numește Oberlo. Această aplicație te ajută pe tine ca și administrator al magazinului să preiei produse din AliExpress. În momentul în care se face preluarea, Oberlo te ajută să preiei descriere, poze, îți multiplică prețul astfel încât tu să obții un profit. Și totul se întâmplă automat. În momentul în care un client plasează o comandă la tine pe site, tu ești notificat, alegi să plătești comanda clientului către furnizorul din China, Oberlo preia toate informațiile clientului tău și le pune automat în AliExpress, iar tu trebuie doar să dai un click pentru a face efectiv plata către furnizor cu cardul cu care alegi să faci plata. Evident, va trebui să introduci codul CVC de pe spatele cardului, cele 3 cifre de securitate de pe spate, și totul se întâmplă automat. În momentul în care Oberlo predă informațiile către AliExpress,
se preia automat numele clientului și adresa la care trebuie livrat, plus o notă către furnizorul din China să nu se adauge materiale promoționale, pentru că este o comandă de dropshipping și aceasta va fi livrată direct către clientul tău. Ultima întrebare și probabil pasul la care oamenii în general nu au răbdare și de asta poate 3 sferturi din businessurile care încep pe Shopify și nu numai, ajung să fie un eșec total și o pierdere de bani. Cum să faci bani repede? Chestia asta nu prea se poate, nu se fac bani imediat, trebuie să investești bani în chestia asta, nu prea se fac bani instant din niciun business în general. În general, în orice te-a pus să faci, trebuie să investești timp, trebuie să investești pasiune, trebuie să investești bani de promovare. Banii de promovare generează trafic pe site, trafic care reprezintă potențial clienți, potențial clienți care pot să îți genereze vânzări. Nu este neapărat sigur faptul că dacă eu introduc 100 de euro astăzi în promovare pe Facebook sau pe Google AdWords, asta o să-mi genereze mie vânzări de 1000 de euro. Dacă pur și simplu ți-a generat trafic pe site, asta înseamnă că ai potențial clienți care sunt interesați de produsele tale și potențial clienți care pot cumpăra sau care pot da sfoară în țară mai departe despre produsele tale și poate într-un final cineva o să-ți facă o cumpărare. Dar, repet, nu este o garanție a faptului că dacă ai băgat bani în promovare, vei și primi vânzări cu nemiluita instant. În momentul în care te apuci de un business, trebuie să fii conștient că va trebui să ai o sumă de bani, sumă de bani pe care trebuie să fii dispus să o pierzi în momentul în care, să spunem, businessul nu va merge. Există acest risc, orice business are riscurile de a nu funcționa, tu trebuie să fii dispus să ai acești bani de investit, bani la care să nu ții foarte tare și pe care să fii dispus să îi pierzi în momentul în care, Doamne ferește, n-a mers business-ul. Bun, astea au fost cele 5 întrebări de la voi, sper că am mai lămurit un pic situația, lucrăm cu drag și spor la videouri și tutoriale cu și despre Shopify, văd că sunteți foarte interesați pe tema asta, dacă mai aveți alte întrebări nu ezitați să le lăsați jos în comentarii, vom răspunde la toate ca și până acum, ne străduim să facem asta cu fiecare din parte, chiar dacă întrebările se repetă, vrem ca toată lumea să fie lămurită. Vrem să vă ajutăm cât de mult putem, știm cât de scumpe și costisitoare sunt cursurile astea de Shopify pe internet. Toată informația este free pe internet, trebuie doar să știți să o sortați, nu are sens să plătiți pentru astfel de cursuri, cel puțin asta e părerea noastră personală. Sper că acest video a fost de folos, nu uitați să dați like, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao.